deja ocupate câteva camere. În prezent sunt 16 refugiați cazați. Sunt persoane din Eritreea, din Sudan, din Siria, din țări de război sau din țări unde viața lor este în pericol și atunci au nevoie de protecție internațională. Refugiații care sunt aici, precum și cei care așteaptă să vină, beneficiază de condiții excelente. Fiecare etaj este dotat cu băi, cu bucătării unde să-și poată prepara sau servi hrana, camere individuale cu capacitate de până la 8 locuri, la fel cu posibilitatea de a fi puși pe familii sau soț, soție, copii, minori. În plus, există o zonă de relaxare cu facilități pentru refugiați, unde aceștia pot citi cărți sau naviga pe internet pentru a lua legătura cu persoane din alte state sau de unde au plecat. Mai au de asemenea o zonă de recreere pentru copii, unde au loc activități educative. Este o realizare deosebită, un centru pentru 200 de refugiați, un centru care, ca și concepție, ca și structură, dar ca și dotări, pe evaluarea celor care se ocupă în acest domeniu de tot ceea ce înseamnă migrație și refugiați, este cam unic în lume. Potrivit reprezentanților Inspectoratului General pentru Migranți, acesta este singurul centru operațional din Europa pentru adăpostirea refugiaților de o asemenea mărime.